Bună ziua, numele meu este Vlad de la echipa tutoriale video.info și în acest tutorial o să vă prezint cum putem resta perioada de trial a unui soft. În, întru, în alt tutorial v-am arătat o metodă și anume aceea cu registrii să intrați voi să ștergeți registri, după care uh, dezinstalați programul, ștergeți registri și după care vă luați iarăși programul. E bine, metoda de astăzi este una recomandată de foarte mulți utilizatori și chiar eficientă pentru unii. Bun, haideți să începem și noi. Deschidem un browser de internet. Vom scrie run as date. Dăm click pe primul rezultat. Vă asigurați că mergeți pe Nirsoft, pe pagina aceasta. După care dăm și noi scroll și și când și va, vom apăsa pe. Dacă aveți sistemul pe 32 de biti dați click pe acest link. Dacă aveți pe 64, dați pe al doilea. Eu pentru că l-am pe 64, voi da pe acesta. Și puteți să i dați open sau să-l salvați undeva. Eu o să i dau open. O să salvez aceste file pe desktop, deoarece am făcut un folder special. Bun, închidem arhiva Voi veți face la fel Și uitați aici folderul Haideți să vedem cum rulează Deci intrăm în folder unde am descărcat ce, ce era în arhivă Facem și noi dublu click pe această aplicație Dar vom rula cu dreptul de administrator Deci faceți click pe aplicație Dați click dreapta Run as administrator Yes Bun, și aceasta este aplicația În momentul de față Eu am Cantasia Studio O uitați-l aici Haideți să dăm click Stați un pic Și puteți observa că mai am 18 zile Până când licența va expira Eu în momentul de față a, mi s-a deschis acum studio cam Camtasia. Bun. ca să prelungez perioada 3 -a la softului, va trebui să dau la application to run browse. Mergem pe desktop, la iconița pe care vreți să-i faceți soft trial Stați un pic Unde-i mă, cam tasea, cred că am trecut de de 200 de ori uh, uitați aici, așa Acum, la date, time, va trebui în partea aceasta să alegem și noi o zi în care uh, Va începe iarăși cu 30 de zile În general, vă asigurați dacă sunteți în 2015 asigurați uh, să alegeți o dată din 2015, nu din 2013 sau 2020, pentru că nu o să vă găsească update-urile și o să vă dea eroare. Eu o să aleg întâi, pe 1 uh, 2015 și aici vom pune numele uh, shortcut pe care o să creăm numele programului. De exemplu, în cazul meu va fi Camtasia. Uh, studio 8 și o să pun o liniuță, voi puteți să-l denumiți cum vreți voi, eu am și am pun de obicei și dăm pe create desktop shortcut oh, uh, ce mi-a făcut ah, stați un pic că n-am făcut bine stați numai 2 minute că n-am făcut bine uh, stați să intru unde am instalat uh, smith aici, A, aici trebuie. am intrat prost, acum o să meargă, create desktop icon uitați-l și după aia vom da uh, run vă recomand să vi fați și in immediate mode run dar din păcate uh, cam mi-a dat crash deoarece eu docan rulez uh, filmez acum cu Camtasia, dacă și după ce dacă voi o să vă dea crash de faximated mod sau tești din cauza aceasta, dar mie îmi dă crash deoarece rec dau record cu softul Camtasia. După ce o să opresc filmarea și dacă dau run, veți vedea că tot va fi bine și uh, va merge. Bun, cam acesta ar fi tutorialul. Sper că că v-a plăcut. Am mai găsit și alte tutoriale pe tema aceasta cum restăm în perioada trial. Deocamdată vreau să încerc înainte să fac tutorial. Dacă voi uh, sunteți interesați să mai acordăm un subiect pe această temă, mă spuneți în rubrica de comentarii a acestui tutorial. Deocamdată vă recomand să utilizați Runes Date. Sper că v-a plăcut, eu am fost Vlad, voi ați fost la tutorialele video.info, la revedere!